La Călinești, o comună din Telorman condusă de primarul liberal Gabriel Haită în ultimii 20 de ani, oamenii au prins curaj și încep să vorbească despre ilegalitățile la care au fost martori în toți aceștia ani. Deși încă domnește frica printre locuitorii comunei și mulți preferă anonimatul, am găsit și cetățeni care își asumă public acuzațiile pe care îi le aduc primarului. Mi-a luat 10 ani de pământ. De ce mi-a luat 10 ani de pământ? Cum adică v-a luat 10 ani de pământ? Mi-a luat 10 ani de pământ în acuzăm proprietării. Primar. Unde aveți cartea funciară? Aveți? Ce? Cartea funciară, v-a dat-o? Nu, da. Păi nu. Și cum? Ați cerut-o? Nu, nu am știut-o așa ceva. Dar uite, mi-a luat 10 ani, uite, m-a vrut la pui. Mi-a luat pui 10 ani, da? Dom'le, să-mi dea bani, să-mi dea în urmă. Ce mi-au oprit banii, ăsta, pământul, doamne, păi de ce mi-e prea de un hectar? Mi-au oprit 10 ani. Și nu m-am la multă lume le-au oprit. Doamne, luați în consultanță. Ce v-a spus? Cine? Primarul, el ce zice? Auzi că nu m-a îndrept, auzi. Acum el cheamă și ia lumea, le ia numărul țării la buletin, că se ducă să voteze. Și cum le-a oprit buletinile? Păi, le-a luat țării la buletin. Păi le ia buletin, le-a dat să mănânce. Își notează seria și nu dați voie să voteze, nu te fiecare cu buletinul în mână să voteze. El ce vino pacă ce să-mi dai buletinul, voi eu nu-ți dau buletinul ție, Gabi. Deci nu vreau. Da. Și asta este. Da, alții l-au zis că dacă nu tai de la ajutor social în plin, care nu putea să fie. Probleme sunt și la rețeaua de canalizare. O lucrare finalizată recent în satul Copăceanca de o firmă cunoscută din Telorman pentru sumele uriașe încasate pentru zeci de contracte cu primăriile din județ. Se vede cu ochiul liber amplasarea în zigzag a căminelor într-o formă alambicată ce ridică mari probleme de funcționare. Tot localnicii spun că este nefuncțională în mare parte, iar când pompele nu fac față, se vidanjează din rețeaua publică și se deversează într-un canal lângă stația de epurare. Responsabilă cu lucrările de mântuială este firma Cristiță a primarului de la Dracea, Cristian Tizmănaru, care a încasat 11 milioane de lei doar pentru canalizarea cu deficiențe de la Copăceanca, coleg de partid și prieten cu Gabriel Haită, edilul din Călinești, unde mirosul emanat pe străzile comunei nu poate fi descris în cuvinte. Despre toate problemele semnalate de cetățeni l-am întrebat pe primarul Gabriel Haită, care, deși a stat de vorbă cu noi, a refuzat să facă o declarație oficială pe aceste subiecte și a negat toate acuzațiile pe care oamenii le aduc.